Salutare lume, sunt Magic Weapon și după cum puteți vedea, sunt aici pe Mate 2AP. Da, și am decis să mă apuc și eu de privatul ăsta, fiindcă toată România este pe el, deci de ce să nu fiu și eu unul dintre ei? Deci, înainte de toate, vreau să spun că nu am cine știe ce iteme. M-am apucat de o săptămână, dar am jucat ceva de genul jumătate de oră pe zi, o oră pe zi. Iar toate itemele mele sunt făcute cinstit. Ori le-am făcut eu, ori am dat bani pentru ele. Și da, haideți să începem. Bătălia pe care am dat vreo 500 de milioane la plus 0. Cu bonusurile astea, eu zic că este foarte, foarte bine, deci ce se putea mai bine? Oțel, un miliard, da, nu știu dacă s-a meritat sau nu, că am auzit de la unii că nu s-a meritat, dar eu zic că este o combinație bună între PvP și PvM, deci l-am cumpărat. Coif este cât de cât decent. Și PvP și PvM care regenerare PV și diavol. Scutul acesta este genial, deci pur și simplu combinația perfectă între PvP și PvM. Imun 12-10 și 20 diavol, 20 vampiri. Este exact ceea ce îi trebuie unui scut PvM-PvP. Brățara este aproape perfectă. Mai lipsește 2% pătrunzătoare și eventual putea să fie și un 10% daune absolute de PV acolo și era o brățară super bună. Dar este bună și asta la prețul de 2 KKK sau 2 miliarde, ai zis că KKK zici că vreau să merg la Budă. Mă rog. Cercei PVM cu 20, 20, 15 săgeți. Colier PVM 3K PV, 20 mai mult Yang, 20 regenerare PV. Papuci PVM, 3K PV, 8 critică, 20 mai mult Yang. Și bineînțeles să nu uităm de 20 săgeți care mă ajută în V4, deoarece eu vreau să mă bag pe level, să fac și un 90 acolo. Bun, ce mai am eu să vă arăt pe aici? Sigiliu cu apărare 150. Cufere. Tritonul ăsta am dat 1,5 pe el. Bă, eu zic că am făcut o afacere chiar foarte bună, având în vedere că are bonusurile chiar mai bune decât bătălia mea. Și nu o să trebuiască să stau să o plusez, deci deja am tritonul plus 9 făcut. Bine, probabil că o să-l plusez și pe ăsta și o să-l fac pentru o anumită rasă, cred că or. Bam, otrăvită. În asta am stat să schimb, deci am stat să schimb vreo o oră întreagă, vreo 500-600 de bonusuri și până la urmă s-a dovedit că serverul m-a răsplătit cu medie 53, 10 pătrundere, 8 putere, 6% diavol. Chestia asta rupe pur și simplu un rib modest. Câteva iteme PVM. Nu sunt toate plus ăsta PVM, PVP. Nu sunt toate plus 9, că n-am stat să le fac. Da. Deci oțelul ăsta n-are bonusuri. Am schimbat o grămadă în el până să cumpăr oțelul ăsta și n-a intrat nimic. Fulluri și banii. Haideți să vă arăt și depozitul portabil dacă tot am ocazia. Pagina 1 care n-are nimic. Mă rog, asta am luat-o de pe jos de la unul care s-a lăsat. Mă rog, singurul lucru care l-am prins și eu. Am zis să-l țin, că totuși. Câteva chestii pentru ape. Încă mai strâng acum. Nu știu exact cum se fac apele, dar, mă rog, sper să aflu. O pagină plină cu ouă de antropode și inima lui Bera. Din start, cred că vă dați seama unde farmez eu pentru bani.
Și acum, pagina valoroasă, Hawk. 1000 de cufere lumina lunii și dacă mai adaug, le mai adaug și pe astea, 1176 de cufere lumina lunii, 4 lingori, încă o brățară, în asta am stat eu să schimb, dar am zis să o cumpăr pe asta care și pătrundere și asta o să o vind, o să o vând, dacă aveți oferte pentru ea și vă trebuie, sunteți invitații mei, în rest văd că nu mai e nimic pe aici, platoșă de aur plus 9, am făcut-o de frumusețe, dar până la urmă nu o mai port și medalia hărniciei. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Vreau ca voi să vă așteptați la mai multe videouri cu acest server și să nu mai puneți întrebări pe Skype dacă mai joc RO, fiindcă în curând o să vină și videouri cu RO, dar trebuie să aveți răbdare deoarece timpul meu este unul foarte limitat. Deci, salut! Ne vedem în următorul episod.